eu ce să zic, că sunt Oana Ban, bine ați venit din nou pe canalul meu. Sunt în mașină, da? Vă spuneam că o să ne ducem și noi la schi și că abia așteptăm. Noi suntem încă tot în Cipru. Oare mergem sau nu mergem la schi? Planurile s-au cam dat peste cap pentru că zborul s-a anulat, dar am decis să dăm o șansă schiului de aici, din Cipru. O să vedem cum sunt pârtile. Prima dată încercăm să ne ducem să vedem dacă găsim ceva de îmbrăcat, niște pantaloni de schi. Pentru că nu avem niciun echipament. Așa că rămâneți alături de noi, vă vom arăta un pic așa cum este drumul până la pârtie și ne vedem pe pârtie ca să vă arăt ce încălzire să faceți înainte să coborâți la vale cu schiurile, ca să evitați accidentările și să nu avem probleme, ca să putem schia cât mai mult în sezonul estival. Echipament de schi. O să schiem în blugi. O să fim super profi pe pârtie, dar vă spun sincer că nu știu ce pârtie o să fie. Acum mă uitam că este una de începător de 150 de metri. Vă anunț, foarte lungă. Una de 350 de metri, tot pentru începători, și cred că cea mai lungă e Zeus, de 500 de metri. Aia pentru avansați. Deci eu cred că o să ne potrivim peisajului cu blugii pe pârtie. Ne-am oprit să montăm lanțurile. Bineînțeles că suntem cu cauciucuri de vară, dar cu lanțuri vedem. Sper să reușim să înaintăm până sus. Și l-am făcut să funcționeze, o dura ceva. Așa că ne ducem sus pe burdie și vă arătăm încălzirea. E simpatic. Da. Mamă, deci atât ai de lungă purtia asta. Mă dor picioarele, nu mai pot. Tu vorbești serios? Și am ajuns pe purtie, dragilor, să facem încălzirea.
schi. Spor la vale!